Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine am găsit la un nou clip. Astăzi o să vă prezentăm modul, cum s-ar spune, doamnelor și domnilor, acesta este sunetul, acesta e lumina, acesta e vlogul. Pe care să mă dau mai încă nou un pic. De la ultima prin spate pe aici. Doamne, ferește, Vlad, știi că tu e singurul cu care poți face asta, nu? Ok, hei, sunt Bie și astăzi mă îmbrac în fustă mulată, îmi pun unghii, gene și mai văd eu ce alte chestii elegante / feminine. Știu că vă doriți chestia asta de când fac eu YouTube, iar astăzi m-am decis să o fac. De ce? Din două motive. Primul este că vreau să reduc aceste stereotipuri impregnate în societatea noastră, cum că albastru, uneltele, mașinile, mingea și hainele largi sunt pentru băieți, iar rozul, machiajul, gătitul, hainele strâmte și casele de marcat de jucărie sunt pentru fete. Acestea sunt stereotipuri care se regăsesc până și la jucăriile pe care le oferă magazinele de jucării, încă din primii ani în care ne descoperim preferințele. Stereotipuri bazate pe ideologia societății despre cum sunt sau ar trebui să fie preferințele fetelor și cum sunt sau ar trebui să fie preferințele băieților. Într-adevăr, este o chestie studiată că energia feminină este mai empatică, artistică, mai iubitoare, iar energia masculină este mai rațională, mai decizională. Dar asta nu înseamnă că o femeie nu poate să aibă energie masculină debordantă, iar un bărbat nu poate avea calități feminine incredibile. Fiecare om integrează ambele energii și poate face ce vrea cu ele. Nu vreau să intru în mai multe detalii ca să nu mă abat de la ceea ce mi-am propus azi, dar dacă vreți să dezbat mai departe subiectul stereotipurilor și al energiilor feminine și masculine, faceți un top comment și voi face un episod separat. Me being a human being. Și tu spui rochies. Acesta al stereotipurilor este primul motiv pentru care fac asta, iar al doilea motiv este ca să vă arăt și această versiune a mea pe care nici eu n-o cunosc, iar ulterior să tragem concluzia împreună dacă am nevoie de aceste artificii feminine ca să-mi dovedească feminitatea sau nu. Bine, Doamne, de ce vă las să faci asta efectiv? Să știu eu să machiez, dar pentru tine văd. Vezi, chiar te machiez, sper ok, gen, pentru începătare. Adelu? When a man loves a woman. Deci, în primul rând, nu știu de ce vă las din nou să faceți asta. De încredere ce ai în noi. N-ai, nu? Nu. Lavalier. Cu de Lavalier on. Adela este foarte bucuroasă că are o lavalieră pentru prima dată în viață. Hai să vă aduc artificiile feminine. Ne vom ocupa de detaliile mărunte, care sunt așa. Tampoanele. Deci, în primul rând, sunt fată și am principii. Deci avem așa, începem finuț cu un inel. Practic vom înlocui acele ghiuluri ale mele. Nu știu dacă o să funcționeze, dar avem o perucă. Nu este o perucă, are 3 fire, dar... Pentru că am decis să nu mai stau 10 ore să-mi desfac dreadurile și încă 10 să le fac la loc, că e mult prea mult. Am mai făcut-o odată. Avem dresuri pentru că vom avea rochia lui Babs. Deci nu înțelegeți. Ba înțelegem, crede-mă, asta e faza. Dresuri de 6 lei, chiar cred. De la magazinul de dresuri cu bate. Că ți-ești gura asta? Pentru că avem o rochie explicită, am ales să iau un sutien mai feminin decât port eu, chiar dacă port sutien. Are aici o bandă pe care scrie Tommy. Și eu am tot Tommy pe mine. Și practic nu se pupă Tommy cu o rochie feminină, așa că a trebuit să apelez la o... Nu știu să mai șocat de asta sau de asta. Ok, dacă credeți că s-au oprit surprizele, ei bine nu. Avem unghii odioase, desigur. Shade number oribil. Bine, nuanțele ar putea aduce nou. No. Absolut. Să nu credeți că le punem așa de complezență, le lipim. Te uitați să vezi ce scrie pe el, că nu știi ce e. Da. Eu sunt Alan Săvoranu, astăzi pe de cine mă iau? De mine, nu vezi ce fac. Ce cauți vlogul tău? Avem gene pe care o să mi le aplice Adelu aici de față. Și la rândul lor și lipiciuri de gene. Mai departe vine... Închideți ochii puțin. Și am văzut-o? Puteți să deschideți.
Oh my god, stai. Măi, pisi, măi. Măi, pisi, măi, dar stai cu spatele extra gol. Stai cu spatele gol, da, ca să se înțeleagă ce o să poarte Diana. Oh my god. Mai ești un tatuaj pe spate, mișto să te vadă. Nu fac acum. Îți faci cu acum. Regret. Așa, și vreau să știu ce pui în picioare. Babs mi-a dat ocazia, chiar dacă am pierdut și provocarea este dată de ea, să stilizăm puțin, să mă duc cumva cât de cât spre stilul meu, deși este extra feminin pentru mine, cu o geacă de blugi și cu niște bocanci. Și vom alege niște bocanci din garderoba mea mai feminin și voi lua o geacă de blugi care nu este a mea, dar a rămas pe la mine întâmplător. Pentru că dacă vă arăt geaca mea de blugi, este de boșchetar, nu pot să o folosesc. Așa că o avem aia de la CH cu Fred Flintstone pe spate, da. Și aceasta este geaca și vom vedea pe parcurs. O văd. O văd. O vezi, nu? O văd. Ideea este că o să fac asta, nu mă simt deloc confortabil, dar o să ies din zona mea de confort ca să văd cum arată, ca să văd dacă mă pot exprima așa, ca să văd cum mă simt așa, ca să vă arăt și vouă. Să ieși mai des din zona ta de confort. Dani Budi a zis că dacă mănânc ciolan nu mai sunt fetiță. Am luat nici nu mai sunt. Am avut pauză de masă cu ciolan. Deci asta este Adina Salon. Aka Salon. Ține-te, draga mea. Oh my god, bine ați venit la salon, Ginita. Dar mi-e frică să-mi pui alea pe ochi, nu mă pui niciodată. Bă, dar mi-e într-un mai. Cum să-ți într-un loc? Le pun peste buză. Măi, Adela, mi-e frică. Nu-mi bagi în ochi, te rog, nu da? Nu-mi bag nimic în ochi. În afară de pumnul meu, da, închis. În afară de, da? Da. Nu știu că miroase a ceapă. It's ok. Vai, mi-e frică, se simte jurat. Adela, oh my god, stai că vin și mai aproape pentru acest cadru. Trebuie să-i ții cu ochii închiși. Stai, sau că nici eu nu vreau să văd așa ceva. Vine să mă lua nuntă. Să mă ceară pe mine cineva în direct și în reluare și facem nunta și te spun gene și atunci. Doamne, ce vreau să mă mărit. Băi, am deschis un pic. Da, nu contează, voi să deschizi. De care o deschizi. Nu văd. Ce? Până mai că nu vezi că e o geană acolo imensă. Am uitat că am la și oh my god. Trebuie să stai puțin așa ca să poți să-ți le perii, să-ți se alea și ele. Urăsc. Doamne ferește, doamnă! Doamne, dar suntem la televizor! Oh my god, da, asta. Și nu-i tare. Hai de capul meu, Adela. Mamă, zici că sunt tu, să mă pișură, mai am să mă văd cu trepării. Oh my god, te rog, nu face greșeala asta niciodată. L-ai văzut că fac fit cu Ian? Faci fiu cu Ian. Aș vrea să fac un fiu. Doamne, nu pot să cred că îmi pui aripile astea pe gene. Ia, oh my god, îi greblezi. Îngreblează aripile? Da. Oh my god, ce... Gata? Da, nu prea pot să greblez din cauza că ai tu rimel pe genele tale, dar... Stai să ne deschide așa și vreau să te... Bad boy is back, making me mad. Nu știu unde e camera. Unu, deschide-o când... Vlad, nu vă zici că am perucă pe gene. Băi, ai perucă. Ai, eu prima dată când mi-am pus gene. Oh my god, deci nu pot să cred. Uitați-vă puțin la ochii ei. Da, vezi ceva negru ca și cum arată. Da, zici că am o perucă, zici că am o mustață de asupra. Următorul pas care e? Ruj. Asta e de buze? Da. Zici că nu mai ai voie să răgâi. Da. Dar parcă aș face ceva mai extra. Fă, hai, dă-te dracu, că e extra pentru mine. Niciodată nu-mi pun nimic mai mult de vaselină pe buze. Am mâncat ceapă. Ce-ai făcut? Tot. Pum. Buzițează. Da. Oh my god, îți face outline. Normal. De ce crezi că nu erau mari, trebuia și mai mari. Bă, fiezi așa. Îmi fai de adoră. Nu există! Nu există! Dacă nu pot să mă concentrez. Uite, să filmez și un nam-nam. Și acum ai de aici aș vrea să dau, da, aș vrea să dau cu un ruj, nu cu creion, că ăsta e doar pentru... Păi poți să mă faci cu creionul pe toată buza. Păi dar e greuț să dau cu creion, pentru că e foarte uscat și trebuie să ai un... Adela! Zici că sunt... Da, nu că atunci când îl întinzi, asta mai ok. Așa se face. Chiar nu are un ruj și am un strugurel? Stai, zâmbește ca să poți să ai buza întinsă. And I love you, and I miss you. Pupii frumii. A, și ce urăște Bie să-i se zică, efectiv urăște să-i se zică dragă. Doamne ferește, niciodată. Aș fi dat-o cu un ruj extra, nu știu. Ceva care să-i scoate în evidență ochii albaștri.
Haide, hai, bun. Unghiuțe. Hai, voi v-ați dorit să mă vedeți fetiță? Uitați fetiță. Băgăm. Și la asta avem lipici? Am eu, nu mă vezi. Bun venit la salonul Gina. Faptul că are lipici și am cumpărat, da, efectiv, lipici. Tot timpul mă gândesc când îmi pun unghii false. De fapt, e a doua oară că prima dată a fost la Vlad în vlog. Că cu mâna asta, gen cu unghii și tatuaj, parcă-s rubii. Efectiv, parcă-s rubii, da. Mă, dar nu zic nu. No, nu știu cum să vă zic, dar m-a cam luat vibe-ul. Băi, nu știu ce să zic. Spune ea asta cu ce nu înțelegi cu unghiile ea. Da. Da, dar ce mică unghi asta, e nebun. Știți că așa are și Megan Fox. Are un deget ca al meu de ăsta mic așa și butucănos. Doamne, deci eu chiar fac tot ce îmi spuneți. Sincer, merit abonații ăștia. Avem unghii, avem gene, avem păstăbuză. Ce urmează? Hai să-mi dați inelul. Puneți inelul. Oh my god, deci arată super, frate. Ești... What the fuck, Romania, 3 cars of what the fuck in front of my what the fuck, ce Romania. Ce frumoase ai, mamă, e șocat, ia fă așa. Mă, dar ai mânuțele foarte frumoase. Tu nu poți să zici că ai degetele mici, tu ai mici că ești mici, dar nu sunt mici. Că ești mică. Ești mică. Începe artileria grea. Okay. Acolo sunt hainele, o să intru cu Adela în cabina de probă, okay. Și mă întorc pe podium. Okay, nu știu cum. O piesă de defilare și totul. Da. Haide. Hai, pa. Să dau lecții de folosit unghiile. Că cine știe când te apucă. Cum ții pe tine dresurile cu unghiile? Nu știu. Oh my god. Păi, dar tu ți-ai luat dresuri efectiv imense. Tu vezi cât sunt. Păi, nu știau că-s pe mărim. Lasă că nu știai că sunt pe mărim? Nici măcar atâta lucru nu știai. Tipul că da, draga mea. Dragă. Ce-aș vrea să existe o cameră de filmat aici? Trebuie să dai aici o roabii jos. Nu, efectiv, trebuie filmată treaba asta. Sunt de la televizor. Mi-a căzut unghiile. Mi-au căzut toate unghiile. Hai că mi le pui după la să mă trec. N-am mai purtat un sutien gen sutien de 1000 de ani. Nici eu. Eu, în realitate. Dar vreau să-ți iasă doar pe mână, gen ca să se vadă sleeve-ul. Sleeve-ul? Da, stai așa cool, exact așa. Nu, o să stau cu ea dată de pe mână. Aha, ok, da. Vlad, ești gata? Te-am luat cu lopata. Cred. Yes. Yes. E foarte mult sutien afară. Oh my god, deci nu poți să crezi. Cum mai faci tu, te rog, mai zic. Dar bineînțeles, dar cum să mai faci tu? Oh my god, cred, toare, mi se pare ireal. Băi, nu există așa ceva, deci maică ta sunt șocată. Știi care e faza? Că tu ai și tatuaje și ești o pițipancă mișto. Pițipancă mișto, nu? Sunt o pițipancă asumată. Sau câte ce improvizație, mă rog, așa este. Păi dacă e mică... Măi, dar nu e rău, deci nu știu dacă nu e rău. Mă simt și foarte incomod, îți bine să faci așa. Nu uite ce-mi așa cu piciorușele. Vreau să dea lumea în comentarii acum să voteze, să-i dea o notă ținută. Hai, notă, note, notă plus părere vreau să dați în comentarii. Deci se poate, să știți că pot, dar nu-mi place. Aia e. Băi, o să-mi dea înapoi șuzii mei, 3 și gata. Imaginați-vă că am transformat din asta în asta. Și da, guys, ăsta a fost episodul de azi. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați, dați mare like, mă ajută foarte, foarte mult. Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de câte ori postez. Iar noi ne vedem cu următorul episod. Ok, bye! Vezi trendul. Nu uita din deși că șanticariana ce mai zici. Not cool. Ești scris să cazi în cap după tequila combinat cu Jack și rom. Pune și tequila pentru multe grade. Levităm toți în echilibru până primul cade. Jack și rom, pune și tequila pentru multe grade.